Hei, ce faceți? Sper că sunteți bine. Eu astăzi aveam așteptat să mă pun să filmez acest video. După cum vedeți, mi-am făcut părul creț, kinda. Îmi place foarte mult cum arată părul creț când e tuns așa scurt, doar că nu-mi dau seama cum să fac buclele astea, mai ales în spate, e foarte scurt și nu ajung. Nu-mi stau în aceeași direcție, e foarte, foarte ciudat, dar măcar, nu știu, are așa un extra volum și e tot ce am nevoie într-o zi așa mohorâtă de toamnă. Vreau să stau să am grijă de mine, să fiu așa mai cozy, să stau în casă cu Mia mai ales. Dar în videoul de astăzi o să fie vorba despre experiența postpartum. Nu este așa de vesel ca restul videourilor mele, dar asta pentru că vreau să fac totul să fie real și să împărtășesc cu voi viața mea reală și nu să fie așa, fake. Doar Instagram, totul să fie frumos, nice și de fapt în realitate să nu fie așa. Așa că aici, pe canalul meu de YouTube, pe pagina mea de Instagram, vreau să putem fi o comunitate frumoasă, reală, care are parte de experiențe plăcute și frumoase, dar care și împărtășește momentele dificile și să putem fi una pentru cealaltă aici. Despre experiența postpartum. E foarte subiectiv acest video, o să fie despre experiența mea personală. Așa că, hai să vă spun ce am simțit eu. În primul rând, când am venit acasă, am fost foarte fericită, nu aveam nicio problemă, nu m-am simțit deloc anxioasă, depresivă, supărată. Eram foarte fericită pentru că bebele meu a ajuns în sfârșit acasă, era sănătos, eram în sfârșit cu Paul, eram în mediul meu, eram acasă și totul părea perfect. Asta până când mi-am dat seama că acum nu o să mai vină niște tanti să ia bebele oricând am eu nevoie de niște timp. Așa că am devenit foarte obsesivă să stau foarte mult cu Mia. Nu puteam să dau altcuiva foarte ușor sau na. Stăteam așa cu o frică mereu sau cu o anxietate când celelalte persoane din jurul meu o țineau pe Mia. Dar mi s-a explicat că din spital încă că asta este perfect normal și că cu timpul o să mă relaxez. Ceea ce așa s-a întâmplat. După cam o lună am putut să o las pe Mia pe pat și să-mi duc la baie, de exemplu, ceea ce e super ok să faci. Adică nu aștepta până vine cineva să o țină ca să mergi la baie. Deja pune pe pat că n-are nimic, pune-o putut la ea într-un mediu în care ești sigură și du-te până la baie, du-te, fă-ți o cafea, du-te, ia-ți ceva de mâncare și vino repede înapoi să stai cu ea. E perfect normal, mai ales când sunt mici, dorm foarte mult, nu știu, am fost așa stresată. Dar asta a fost un prim simptom. Iar apoi nu puteam să-mi controlez emoțiile din perspectiva că vroiam să stau cu ea, dar voiam și Paul să stea cu noi, dar nu voiam să stăm doar așa iurea tot stă în pat, adică erau groază de lucruri de făcut și vreau să le fac pe toate sau vreau ca Paul să le facă pe toate, dar apoi simțeam că sunt mereu singură, că e foarte lonely așa să stai numai tu cu bebele când e nou născut, doarme extrem de mult și ești doar tu cu bebele, adică nu ai cu cine să vorbești, e foarte singuratic așa în momentele alea. Nu știam exact ce vreau și e foarte greu să exprimi cum cineva îți poate fi de ajutor atunci când tu nu știi exact ceea ce îți dorești. Și așa m-am simțit eu cam în prima lună. Nu știam exact ce vreau, mi era foarte greu să facem un program pentru că simțeam că viața nu mai poate fi programată niciun fel acum cu bebe. Dar asta a trecut destul de repede. În schimb, după aceea am început să mă lovească așa toate. Pentru că a început să mi se pară experiența asta postpartum mult mai dificilă decât nașterea. Și urmărind mai multe pagini pe Instagram de mămici, am observat că toată lumea crede asta. Deci, nașterea durează, hai zicem, câteva ore. Dar experiența asta postpartum, viața de postpartum, nu se termină după 24 de ore. De împins, să zice, maxim. Nu, asta durează într-una și într-una și parcă nu știi cum să te adaptezi astfel încât viața ta să fie cam ca înainte, să ai același stil de viață, să ai un stil de viață activ, sănătos, în care să ai grijă de tine, să petrecem cu soțul, să petrecem cu prietenii. E foarte greu și când lumea zice hai să ne vedem, parcă îmi pică cerul în cap.
Păi cum sunt văd eu cu tine când am mers până la Lidl de 2 luni? Part că cineva te ia din viața frumoasă și te aruncă într-o altă viață și trebuie să figure it out. Da, mămicilor noi, trebuie să le acordați timp, trebuie să fiți răbdătoare și să le ajutați cum puteți, pentru că nici ele nu știu ce vor. Nu știu, duceți-le o cafea, o să fie extraordinar de fericite, duceți-le o mâncare făcută, ceva de genul ăsta. Cel mai bine. Uitați de flori, duceți-le cafea. Bun. Am scris aici clothing, adică vestimentația. Mi-a fost și îmi este atât de greu să mă îmbrac. Nu pot să vă descriu cât de dificil îmi este să mă îmbrac, pentru că toată viața am avut cam aceeași mărime la haine, am fost foarte ok, știam ce stil am, îmi plăceau hainele mele și eram sigură că după ce nasc o să fie perfect, dar parcă tot trupul mi s-a schimbat. Începând de la topuri, mi-au crescut sânii extraordinar de mult și nu mai vine nimic. Nu-mi vin sutienele, nu-mi vin bluzele, tricourile, toate arată ca pe gard pe mine. Nu-mi place deloc cum arată și a trebuit să stau să-mi caut haine. Și cine are chef să meargă să stea la mall cu orele, să probeze haine când ai un bebe mic? Deci chiar mi-a pierit tot cheful să fac chestia asta. Vreau numai să stau cu ea sau puteam să iau cu mine, dar nu puteam încerca chestii. Așa că mereu am tot amânat și am tot amânat și parcă tot nu am hainele pe care le doresc. Încerc acum să abordez o altă perspectivă. Comand online și văd dacă îmi place, dacă nu, returnez. Dar, da, de la topuri, apoi în șolduri, deși la talie cam... Sunt ok, mai am de slăbit, nu zic că nu, dar sunt ok, acceptabil, în șolduri, parcă mi s-a mărit bazinul și nu mai îmi vine nimic așa cum venea înainte. Și cireașa de pe tort, nu știu dacă ați mai auzit de chestia asta, dar mi s-a întâmplat și am căutat pe Google și este ceva real în postpartum. Mi-au crescut piciorul, un număr la pantof, nu în lățime, în lungime. Efectiv, mi-e mai lung piciorul cu un număr. Aveam 37,5, 38 și acum am numai 39. Deci, nici o pereche de pantof nu-mi e bună, nici o pereche de blugi nu-mi e bună, nici un sutien și nici o bluză. Deci, îi... Puh. Chiar dacă pare o problemă mică, nu este, să știți, pentru că gândește-te să arunci tot ce ai. Exact așa m-am simțit eu. Apoi, altă problemă cu care am confruntat în perioada postpartum este căderea părului. Este principalul motiv pentru care l-am tuns împreună cu mânuțele miei, care sunt numai pe aici, mânuțe mici și lipicioase, dar... Părul a început să îmi cadă extraordinar de mult, acum este sub control, am găsit tratamentul care funcționează, a fost ceva oribil. Aveam un mini atac de panică după fiecare duș, ceea ce nu doresc nimănui, așa că dacă vă pierdeți părul postpartum, eu vă sugerez să vorbiți cu un endocrinolog care să facă toate analizele, să se asigure că totul este bine pe partea endocrinologică. Iar apoi cu un dermatolog. Eu, în sfârșit, mi-am recăpătat încrederea în părul meu. Hei, uitați cine a venit la mine. Chiar în timp, pentru că următorul punct era alăptarea. Nu mi-a fost deloc ușor să o alăptez pe Mia. Și în câteva zile, pe 23 octombrie, o să facă Mia 6 luni. Și eu o să fac 6 luni de alăptare, ceea ce a fost golul meu. Am crezut că nu o să reușesc niciodată să o alăptez timp de 6 luni, dar cred că o să reușesc. A fost incredibil de greu și ea a pornit ca fiind un copil alăptat cu formulă majoritatea timpului. Îmi zâmbește și nu mă pot focusa. Dar acum a devenit un copil alăptat exclusiv. A fost extrem de inconfortabil, extrem de greu. Ea cum a fost obișnuită cu biberon, nu că nu accepta sânul, dar își pierdea răbdarea și pe mine mă durea foarte tare și ea plângea pentru că nu avea destulă putere să sugă.
și simțeam că nu am lapte destul și nu aveam lapte destul, chiar nu aveam lapte destul. Am reușit să-mi cresc lactația cu ajutorul unei pompe electrice. Papă, iubire, te uiți la mine și râzi, dar eu vorbesc cu oamenii. Da! Dar, cu pompa electrică am reușit, am tot pus-o și mi-a stimulat lactația pentru că ea nu dorea să se chinuie prea tare. Când a fost lapte din belșug, a început și ea să vrea să pape de la sân și nu a mai... Acum nu prea mai acceptă formulă, foarte, foarte greu, în cazuri extreme, dar este alăptat exclusiv. Vreau să spun că se poate, este oribil la început, este dureros, este greu, sânii te dor, este incomod să dormi, se pot și inflama, sfârcurile, e foarte greu, nu e ceva deloc ușor și nu pot să cred că oamenii înainte rezistau fără formulă, pentru că eu nu aș fi reușit fără formulă, dar am reușit. Mie mi-a fost foarte greu să nu mă simt vinovată. De fiecare dată când îi făceam mie o formulă, mă simțeam oribil, mă simțeam ca ultima persoană că îi dau lapte praf și nu știu, nici asta nu este ok. Cel mai bine e să faceți astfel încât să fiți sigure că copilul este hrănit, că voi sunteți fericite, pentru că o mamă tristă nu rezultă un bebe fericit niciodată. Ok, am terminat alăptarea. O să încerc să o țin aici cu mine. Mulțumim! Cu o cărticică, se joace cu ea. Mai am două puncte pe care vreau să vi le împărtășesc. Pentru că tot am vorbit de mom guilt și că m-am simțit vinovată că îi dădeam formulă. Încă un lucru care le face pe noile mămici să deraieze este atunci când alte persoane din familie sau din pur și simplu cunoștințe, din cercul de prieteni, să zicem, sau chiar dacă nu sunt prieteni, tot se bagă, când încep să dau sfaturi care nu sunt cerute și să dea părerile sau să compare copii cu alți copii. Lucrul acesta este foarte dăunător noilor mămici și nu își are locul. Eu sunt de părere că noi știm cel mai bine ce are nevoie bebele nostru, pentru că noi l-am crescut în burtică timp de 9 luni, noi i-am dat tot ce avea nevoie și instinctul ăla de mamă este acolo cu un scop și, într-adevăr, dacă noi cerem ajutorul, este mereu binevenit, dar sfaturile care nu sunt cerute nu își au locul, așa că cel mai ok este să ne ținem gurița și să dăm sfaturi doar atunci când sunt cerute. Și următorul lucru cu care nu sunt foarte împăcată este faptul că avem și doi câini care au fost bebelușii noștri până să vină bebele real. Sunt între a le da mai multă atenție, de a petrece mai mult timp cu ei, de a mă juca cu ei și între faptul că o să mă murdăresc, o să facă gălăgie, o trezesc pe Mia și nu știu, mă simt așa... E foarte ciudată relația între noi și căței acum, pentru că ne simțim vinovați că nu mai petrecem atât de mult timp cu ei, dar în același timp nici nu vrem să lase păr peste tot, să se frește de noi, să o lingă pe Mia într-una. Vreau ca ea să aibă o relație cu animalele și foarte protective, așa, și este destul de dificil emoțional. Sper că mai auziți ceva din video-ul ăsta, că ne jucăm noi cu cărticica asta. Sper că v-a plăcut acest video și că a fost... nu foarte informațional, că mai mult așa am povestit, dar dacă sunteți în aceeași situație ca mine sau aveți alte lucruri cu care v-ați confruntat în perioada postpartum, le puteți lăsa în comentarii, să-mi spuneți cu ce soluții ați găsit la aceste probleme, dar dacă sunteți o nouă mămică sau urmează să deveniți mămici, să știți că în final tot o să fie foarte, foarte bine. Oricât de grea ar fi experiența postpartum, chiar mai grea decât nașterea. Eu vă pup și Mia vă pupă și vă salută și ne vedem data viitoare cu un video. Bye! Ce baba? Ce? Poți să zici bye bye?